Tatăl meu zidește case. Cocoțat pe schele. Odinioară, primele mele zile de tată de gemeni, aș fi răspuns dintr-o suflare că da, e greu, e foarte greu, e teribil de greu. Acum îmi vine să întreb la rândul meu, mai greu decât ce? Am rupt părculețele de copii. Am depășit de mult momentul, uite mă, ca aia tata cât de frumos și deștept sunt ei. Nu, frate, nu! Ei merg acolo să-și consume energia. Eu să mă calmez. Sunt antreprenor! Păi s-a schimbat nevoia de atenție, s-au schimbat obiceiurile. Nevoia de timp. Timp, frate, timp! Auzi să zici acolo în spectacolul tău că după vreo 3 ani de mers în parc în fiecare zi cu Fimiu, am aflat că mamele cu care vorbeam mă considerau cam loser, așa. S-a schimbat un pic perspectiva. Maica la aici. Ce copil era făcut să te ajute la muncă, la... Să duc o parte, la